Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a comentat situația lui Eduard Rada Slavescu, 19 ani, pe care l-a schimbat în minutul 28 al meciului cu Farul, câștigat de formația roș-albastră, scor 1-0. În urma acestui rezultat, Farul Constanța se află pe locul al 5-lea în play-off-ul Superligii, cu de puncte. De partea cealaltă, FCSB ocupă prima poziție a ierarhiei, cu de puncte. Farul Constanța, FCSB 0-1, reușita lui Adrian Șut, decisivă pentru liderul din Superligă. Această echipă extraordinară, munca grea este răsplătită și meciul din această seară este o dovadă. Să mergem înainte!